Bună ziua, dragi pofticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi voi pregăti fidea de orez cu legume în stil asiatic. Și acum, hai să trecem la treabă! Mai întâi de toate, pune o cratiță cu apă la fiert. Tai în două sau în patru buchețelele de broccoli. După care taie ceapa semicercuri, apoi taie felii ardeiul galben și roșu, ghimbirul, usturoiul și ardeiul chili. Încinge o tigaie la foc mare, toarnă ulei și adaugă broccoli. Călește-l un minut, adaugă o lingură de sos de soia și mai ține totul la foc încă 2-3 minute, amestecând din când în când. Scoate broccoli pe o farfurie și în aceeași tigaie mai toarnă o lingură de ulei. Adaugă ceapă și călește-o 2-3 minute amestecând din când în când. Între timp, pune în apa care clocotește fideaua de orez și fierbe-o conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Adaugă peste ceapă ardeii dulci împreună cu ghimbir, usturoi și ardei chili. Amestecă și toarnă sosul de soia împreună cu sosul dulce iute. Lasă să se prăjească totul 2 minute amestecând periodic. După care adaugă fideaua în tigaie împreună cu broccoli. Toarnă 200 de ml de apă în care a fiert fideaua și amestecă totul împreună. Mai lasă-le la foc mare un minut și servește fideaua imediat. Decorează cu pătrunjel proaspăt și semințe de susan. Poftă bună! La sigur o să vă placă această rețetă pentru că se pregătește foarte rapid și plus la toate este foarte delicioasă. Rețeta întregime o găsiți pe site-ul nostru oficial valerisfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!